Bun, înainte să cunoaștem sau să vedem care este următorul concurent, aș vrea să vedem împreună un filmuleț. Hai, împinge, împinge! Păi și de ce te-ai lovit? Că te-ai lăsat moale, trebuia să te încordezi! El a fost bun, dar moale, ai fost ca o cârpă! Ai văzut ceva? Ai văzut târziu? S-a terminat, da. Unde? Ia, stai un pic. Unde te duci? Ai tot? Te-a tăiat așa, simți că te taie sau... Mamă, nu mai simt picioarele. M-am trezit la un moment dat cu Edi, venind și fiindu-i foarte rău. Tragi cu ambele mâini și duci uite așa sus la piept. Hai, curaj! Va trebui să mergi la spital să faci o radiografie acolo. Am văzut doar când a intrat în apă că a făcut extensie la spate. Și a făcut extensie, adică i s-a... arcuit spatele ceva ca în desene animate, adică... Și aia a fost. Am ridicat o fată în mâna stângă și mi-a trăznit ceva în spate aici. Și care piciorul n-ai mai simțit? Stângul. Mie îmi pare rău pentru că el își dorea foarte tare și chiar mi-a zis că băiețelul lui și-ar fi dorit tare ca Edi să reușească să ajungă, să ajungă în finală. Lasă capul pe spate și uite-le de pe spate, te-am zis. Așa, hai. Hai, după șor. A, ce mă gândesc. Lasă. Am rupit picioarele. N-a fost ușor să vezi cum un coechipier este luat pe targă. Zici trei, ridicăm toți, da? Unu, doi, trei și... În ciuda faptului că el era cu psihicul bine, adică făcea glume, n-a fost tot mai plăcut. Hai că-ți face de aia și te pune pe picioare. Te-ai speriat. A? Te speria mai mult. Bă, dar m-a pus să ridic genunchiul și nu pot. Ce-mi face RMN? Top. La ce? Cum ai vedea? Mamă, m-am dat și cu salvarea. Giulico, te-ai mai dat cu salvarea? Nu. Eu m-am mai dat odată cu Moroșanu în salvare. Dar nu ne-am plimbat, doar am stat. Sper că e bine. Sper că e ok. Asta e tot ce contează. Sănătatea e pe primul loc, fraților. Deci trebuie să vezi cum se lucrează la spitalul din Bacău. Am ajuns așa repede? Da, am ajuns. Da. Da, am văzut, din păcate, a fost o accidentare. Bravo, pe care Edi a avut-o la antrenamente. Și asta s-a întâmplat exact înainte de show. Edi, îmi pare rău, deci... Și mie. Colegul meu de la Palatul Copiilor, deci cum colegul, ai făcut? Am comis-o, ce vrei, o fracțiune de secundă și greșeala a fost fatală aproape. El zâmbește, dar nu e zâmbetul lor. Zi-mi și mie, cum ești acum? Ce au zis medicii? Care-i situația? Mi-au făcut tomografie și nu am nimic rupt, dar trebuie să fac un RMN pentru că se pare că am un nerv prins între două vertebre și mi-a amorțit piciorul stâng. Oh, Doamne. Îmi pare bine că te văd bine și că te văd în picioare. Păi stăm în picioare pentru că nu putem să stăm jos, asta vreau să spun. Căldoare foarte tare și trebuie să stăm în picioare. De mâine încep recuperarea și mă fac bine. Ce să zic, a fost o lecție pentru mine. Poate că am vrut mai mult decât putea să duc, știi? Corpul ăsta s-a îngreșat, l-am lăsat în pandemie să se grașe. Să-și facă viața. Să-și facă de cap. Sufletul și mintea a vrut, corpul n-a mai putut. Edi, ești eroul nostru, îți mulțumim foarte, foarte mult. A fost o sărbătoare superbă și te aplaudăm. Mulțumesc. Și ne bucurăm mulțumesc că frumos. Ești alături de noi acum. Edi, da. Eu aș vrea să-ți zic ceva. Ia zi. Eu te-am urmărit la antrenamente. Am văzut săriturile pe care poți să le faci și chiar le faci. Ai văzut flicul ăla de la 3 metri cum mi-a ieșit? L-am văzut, am văzut mai multe. Și săritura de la 10 metri? Și aș vrea, păi tocmai asta îți propun, aș vrea să le revedem împreună. Perfect. Ok, mulțumesc. Și să vezi cum s-a antrenat. Fii atent.
a făcut niște sărături spectaculoase, Edi chiar și el. Deci era bătălia între Edi și Riza. Mie mi-a plăcut, eu m-am distrat maxim. Și, Nașule, am făcut exact cum ai zis că faci tu la emisiune. M-am simțit copil din nou și am sărit la gârlă. Nu mi-aș fi dorit niciodată să te văd așa accidentat, dar asta e. Bravo! Ne-am mărit. E o lecție pe care am învățat-o. Iertați-mă puțin, aș vrea să spun ceva. Am ținut să vedeți imaginile acestea pentru că știu cât s-a chinuit omul ăsta și cât și-a dorit să facă această săritură în acest show. Edi, mă bucur că te-ai antrenat, mă bucur că ți-a ieșit acolo toate săriturile. Eu de-abia așteptam să te văd aici, să te punctăm. Oricum, pentru mine, rămâi ăla adevărat care te iubesc mult. Și eu te iubesc, Nașule, mulțumesc frumos! Bravo, Edi! După cum vedeți, aveam și pile în juriu, da? Da, da, da. Clara, aș vrea să întreb ceva. Ai văzut săriturile? Da. Dacă el făcea o săritură dintre cele pe care le-am văzut la antrenamente, ar fi fost bine? Era... Eu zic că da, cu siguranță trecea mai departe. Am văzut că are un foarte mare potențial. Îmi pare rău de accidentarea lui, chiar îmi pare rău, pentru că ar fi vrut să facă și el parte din show și să demonstreze cât de multe poate să facă. Dar asta nu trebuie să-l demoralizeze. Se întâmplă la sărituri în apă și la copii mici și mai mari. Îi prinde apa nepregătiți, cum spunem noi. A fost foarte moale din mijloc, nu s-a încordat. Și atunci e ca un șoc pentru coloană. Chiar și eu am pățit la un concurs, înainte de un concurs internațional, chiar în pauza de antrenament, la un șurub. Am fost foarte aproape de trambulină, am dat cu picioarele până la genunchi de trambulină, dar m-am mobilizat, am mers mai departe și chiar am câștigat acel concurs. Și vă dau... A fost o accidentare serioasă? Sau? Da, a fost o accidentare serioasă, dar am trecut peste, m-am mobilizat și în 10 minute începea concursul. Am intrat și am câștigat. De asta vreau să-l încurajez. Bravo. Să meargă mai departe, da? O să existe o recuperare, dar te vei recupera din asta, fără doar și poate. Sunt sigur. Chiar și țin să precizez, și colegul nostru, antrenor Cătălin Cosma, a avut o accidentare foarte gravă la cap. În urmă cu 8 ani de zile am dat cu capul de platformă, nu știu dacă se observă pe camere, am rămas cu câteva copci, da, se am vede. Fost cusut pe viu după ce am lovit platforma, a fost un accident, nu am fost atent, din păcate accidentele sunt inevitabile în acest sport, trebuie să trecem cu toții peste și am făcut o pauză aproximativ 4 luni de zile. M-am pregătit pentru primul concurs pe care l-am avut și a fost unul destul de important, Campionatele Europene, și am făcut săritura de 9,59. Ma! Felicitări! Bravo! Cătălin, trebuie să te pup, te rog! Da! Aici! Acolo! Aici. Îți mulțumesc din suflet! Mai nu se mai pup! Ce de tine! Pupă, Ana! Pupă pe toată lumea! Edi, Doamne, Doamne! Edi, vreau să te invit să ne uităm ce mesaj ne așteaptă. Te rog frumos!
Edi, suntem foarte mândri de tine. Am văzut cât ai evoluat. O să mai fie și alte concursuri la care vei câștiga. Te iubim mult. Edi, am auzit despre accidentarea pe care a avut-o. Am fost și eu acolo. Știu cum e adrenalina și deciziile pe care le iei în ultimul moment. Vreau să-ți urez multă sănătate, să te faci bine și cu toții suntem alături de tine. Mulțumesc! Mulțumesc pentru surpriză! Mai am încă o surpriză pentru tine! Ia să te uiți! Ia să te uiți sus! Nu, nu, nu! Acolo, acolo! Platforma de 10! Gata! E gata! Gata! Bravo, Cătă! Hai, Cătă, hai! Pentru tine! Nu înțeleg de ce e Cătălin aici lângă mine. Bună seara! Bună seara! Am venit la 10 metri pentru tine, Edi. Asta este sărutura care ți-o dedic, din partea mea și din partea întregii echipe. Aaa, ce drăguț! Frumos! Îți mulțumim foarte mult, Cătălin, ești de nota 10. Vreau să dau dovadă tuturor sportivilor și nu numai, că chiar dacă ai un accident în viață sau o cumpănă, trebuie să treci peste, chiar dacă este greu, trebuie să lupți și să muncești din greu. În orice domeniu, până la urmă. În orice domeniu, în orice domeniu, exact. Păi ce să zic, te las să-ți execuți săritura ca la carte și îți mulțumim foarte mult încă o dată. Cu mare drag, cu mare minunat. Drag. Bravo, Cătălin! Din partea noastră. Fix așa săream și eu. Bravo.